Hei, hei, hei! Eu sunt Stefanie Strate, bine ați revenit pe canalul meu! Dragilor, sunt foarte entuziasmată pentru clipul de astăzi, nu doar pentru că am lucrat ultima săptămână doar pentru el, adică am citit 5 cărți special pentru acest clip, dar și pentru că îmi oferă un sentiment de liniște, știind că în sfârșit am încheiat ciclul seriilor din casă, din biblioteca mea. În acest moment sunt la zi cu toate seriile, sunt foarte fericită că s-a întâmplat așa, haideți să discutăm despre ele. Am citit 5 romane polițiste / thrillere / mystery la rând. În capul meu se întâmplă multe chestii dubioase, îmi merg rotițele, de fiecare dată când ies pe stradă sunt foarte atentă la ce se întâmplă în jurul meu, dar așa funcționează o persoană foarte empatică atunci când citește 5 cărți la rând despre crime. În primul rând, sunt foarte fericită că am reușit să citesc cărțile pe care le aveam de cel mai mult timp în bibliotecă, așa cum vă spuneam și data trecută. Acele cărți erau ultimele două din seria Helen Grace pe care le dețin eu, pentru că acum am înțeles că sunt 13. Sunt 13 cărți, nu știu exact câte sunt traduse în română, însă eu aveam partea a patra și partea a cincea și în sfârșit pot să le pun în grămada pe care o să o donez la bibliotecă, pentru că m-am hotărât ca toate cărțile pe care le-am dus de acasă le voi dona la bibliotecă. Așadar, acestea sunt partea a patra și partea a cincea, Casa Păpușilor și Băiatul Pierdut de M.J. Aldridge. De ce nu o să mai continui seria? Să începem cu lucrurile pozitive, pentru că întotdeauna trebuie să găsim și partea pozitivă. Îmi place faptul că toate cărțile au capitole scurte. Îmi plac cazurile, sunt foarte interesante. Singura problemă din punctul meu de vedere, și știți că este doar părerea mea, este legată de faptul că nu-mi plac celelalte personaje. Mi se pare că nu au destulă substanță. În timp ce Helen Grace are un trecut foarte puternic, foarte amplu, cu o poveste de viață extraordinară, cu faptul că este masochistă și intervine acest factor sexual ieșit din comun, mai ales pentru o persoană care este considerată o autoritate. Și îmi place chestia asta, e fix acel contrast de care avem noi nevoie la personaj. O femeie atât de bună în meseria ei, atât de logică, o femeie care sau despre care s-ar crede că este un etalon al societății, iată că are această dorință ascunsă de a fi maltratată, ca să spun așa, pentru a scăpa de demonii interiori. Și atunci îmi place chestia asta. Dar ce ne facem cu celelalte personaje? Pentru că celelalte personaje sunt în carte, există și ele alături de Helen Grace. Pe lângă asta, m-a dat puțin peste cap faptul că nu am citit cărțile în ordine. Am încurcat partea a treia și partea a patra. Asta era partea a treia, dar am citit înainte partea a patra. Nu știu când, pentru că am urmărit din curiozitate clipul pe care l-am făcut anul trecut, în mai. E aproape un an de când am făcut acel clip, practic după un an am reușit să continui seriile de acolo și spuneam că l-am citit doar pe primele două, iar a treia, care de fapt era a patra, s-a intercalat la un moment dat în programul meu de citire, dar nu mi-amintesc când și nici nu mai amintesc despre ce era vorba. Îmi pare rău, Helen Grace. Mă rog, ideea este în felul următor. Casa Păpușilor. Repet, mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut de fapt ambele cazuri, pentru că o să vorbesc despre ele împreună. Mai puțin aici, în partea a cincea, cred că a fost un pic cam tras de păr, din punctul meu de vedere. Putea să fie altcineva criminalul, nu cine a fost, din punctul meu de vedere. Repet, un pic cam tras de păr. Și problema cea mai mare este legată de faptul că se termină în coadă de pește. Dacă sunteți interesați, neapărat să vă luați și partea a șasea, pentru că o să vă enerveze faptul că nu știți ce o să se întâmple în continuare. Este fix lăsată în pom povestea. Așadar, dacă vreți să continuați seria, repet, vă recomand să vă luați neapărat și partea a șasea. Habar n-am cum se numește, pentru că cred, sau mă rog,
momentan aici se încheie relația mea cu Helen Grace și cu MJ Aldridge. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit o lectură plăcută, o lectură rapidă. La revedere, vă pupic! Apropo de continuări și de cărți pe care trebuie să le aveți ca să înțelegeți mai bine povestea, să aibă mai multă logică, spuneam în clipul de anul trecut, după ce am citit primele trei cărți din seria Fabian Risc de Anem, că îmi pare rău că nu am partea a patra și partea a cincea și îmi aduc aminte că fix la două zile după ce am postat clipul sau ceva de genul foarte aproape, mi le-am comandat, fiind vorba despre motivul X și X feluri de a muri, partea a patra, partea a cincea. Mă bucur atât de mult că le-am avut pe amândouă, pentru că alminteri mi-aș fi dat cu asta în cap, că nu am și pe asta. Pentru că sunt clar legate între ele, în primul rând, vă dați seama și din titlu, dar și din pozele de pe coperte. Și mă bucur, repet, că am reușit să le citesc una după alta și că am înțeles mult mai bine întreaga poveste. Cazul, subiectul, a fost absolut ingenios. Dumnezeule mare, de unde au oamenii ăștia asemenea idei? Cât sunt de geniali! Absolut fenomenal. Urmărim în continuare ceea ce se întâmplă cu Fabian Riz și cu familia lui. Știu că vă spuneam că la cea de-a treia carte, minus 18 grade, cred că a fost, vă spuneam că lucrurile au devenit un pic mai personale și că ne afundăm mai mult în viața lui Fabian Riz, ca cea de tată și de soț. Și așa este, pentru că la finalul celei de-a treia părți s-a întâmplat ceva groaznic, nu vreau să dau din casă, și am avut, deși o panică imensă în primele pagini, s-a întrevăzut o urmă de speranță. Nu vreau să repet, să zic mai multe. Continuăm și pe ruta aceasta a vieții lui de familie, de bărbat, dar avem și un caz cu totul și cu totul deosebit, ceva ce am adorat, sincer, pentru că intrăm puțin și în perspectivele politice și sociale ale Suediei, ceea ce sunt foarte obișnuită de la Stieg Larsson. Și apropo, în cartea asta, la un moment dat, este un personaj care citește bărbați care urăsc femeile și am și pus pe Instagram atunci și am fost super, super entuziasmată pentru că spunea personajul că ei nu prea îi plac filmele polițiste, dar în momentul în care a început să citească cartea asta a fost total atrasă și nu s-a mai putut abține. Anem, ești băiatul meu. Ceea ce mai voiam să menționez este faptul că la începutul celei de-a cincea cărți, iată, a făcut autorul nostru un rezumat. Capitolul se numește Ce s-a întâmplat înainte și povestește din punctul lui de vedere cine putea să ne povestească mai bine ce s-a întâmplat decât autorul. Cred că toți autorii care scriu serii ar trebui să facă așa ceva la începutul uneia dintre cărți. La începutul uneia dintre cărți. Pentru că el poate să-ți explice cel mai bine, așa cum am spus, și plus de asta, de obicei îți mai reamintește pe parcursul cărții, așa, mai face o aducere aminte de anumite aspecte foarte importante. Dar chestia asta mi s-a părut absolut fenomenală și chiar mi-ar plăcea să văd asemenea, cum să zic, organizare la mai mulți autori. Pentru că avem nevoie de așa ceva, nu putem să ținem minte sau nu știm neapărat care sunt cele mai importante detalii de ținut minte, așa că ți le dă autorul mură în gură. Suntem leneși? Foarte posibil, dar avem nevoie de astfel de informații. Mi-a plăcut tare mult. Din nefericire, și asta s-a terminat puțin în coadă de pește, pentru că se întâmplă lucruri, v-am spus, și sunt legate mai mult de viața lui privată, nu de caz. Cazul s-a rezolvat și într-un mod la care nu mă așteptam. Așa că aștept cu nerăbdare următoarea parte. Oare câți ani vor mai trece până când voi face eu rost de cartea șasea? Să fiu sinceră, îmi este tare frică să răspund la întrebarea asta, dar ideea este în felul următor. Voi păstra cărțile, voi continua seria. Este genial Anem, este suedez, eu iubesc suedezii. Apropo, uite că am uitat să vă zic. Când am început să citesc partea a patra, mi-am reamintit cum este să citești suedez sau norvegieni și
să citești în mintea ta total greșit numele orașelor sau personajelor. Uitasem cum e, pentru că în ultima vreme am citit mai mult americani, englezi, mă rog. Ideea este că uitasem și sunt la un moment dat nume din astea de orașe super dubioase și citesc cu totul și cu totul altceva față de ce e cu adevărat. Oricum n-aș ști cum să pronunț. Și am avut așa o fel de nostalgie în momentul în care mi-am dat seama că eu la un moment dat chiar citeam foarte mult suedezi. Dar uite cum se schimbă omul și cum se schimbă gusturile. Așteptăm cu nerăbdare următoarea parte. Vrem să știm ce se întâmplă cu Fabian Risc. Apropo de Fabian Risc și de personajul lui, nu îmi place de Fabian Risc ca om. Ca bărbat. Nu-mi place de el. Nu înseamnă că nu mă intrigă și nu înseamnă că nu-mi place la modul că nu-mi place și nu o să mai citesc. Nu, dar eu și cu el nu suntem deloc pe aceeași lungime de undă. Într-un fel e bine, pentru că mă simt un pic intrigată, dar nu sunt de acord cu stilul lui de a lucra. Foarte, foarte interiorizat. Toată lumea trebuie să-i ghicească nevoile. Numai el contează, super egoist. Apropo de egoist, nimeni, din punctul meu de vedere, nu este mai egoist decât detectivul Dave Gurney, pentru că, iată, am ajuns și noi la partea a treia din seria Dave Gurney de John Verdon. Cartea se numește Nu trezi diavolul adormit. Voi mi-a spus că a apărut și partea a treia și vă mulțumesc mult de tot că sunteți atât de atenți la mine, sincer mă impresionați în fiecare zi. În engleză sunt 7 cărți, la noi de-abia s-a tradus a treia. Editura Paladin. Am spus și data trecută, după ce am citit primele două părți, că aștept cu nerăbdare următoarea carte. Dacă pun în univers că îmi doresc partea a patra cât mai repede, oare o să am același noroc? Nu știu, eu voi încerca. Deci, Dave Gurney, detectivul vedetă, ieșit la pensie, la 45 de ani, acum ajunsese la vârsta de 48 spre 49, care nu se poate abține să se implice în tot felul de cazuri dubioase. După cum spuneam, în partea a treia, observăm nu doar noi, ci și el, nu este spoiler, cât este de egoist, ceea ce m-a bucurat într-un fel, mi-a oferit așa o satisfacție enormă, faptul că și-a dat și el seama că e foarte egoist și că nu doar eu am gândit chestia asta. Despre ce este vorba în carte? O tânără jurnalistă îi cere ajutorul atunci când hotărăște ca lucrarea ei de masterat să fie legată de copiii victimelor unui ucigaș în serie. Crimele se petrecuseră în urmă cu 10 ani și ea voia să scoată în evidență modul în care i-a afectat pe ei, copiii sau soțiile, practic familia victimelor, modul în care i-a afectat aceste crime, pentru că nu a fost niciodată prins criminalul. Și chestia asta, bineînțeles că pune o presiune și mai mare asupra ta și cumva îmi imaginez, Doamne ferește, că e mai greu să treci peste. Proiectul a fost foarte interesant și a ajuns un proiect de televiziune la una dintre cele mai de bip-bip televiziuni, pentru că într-un fel și asta scoate în evidență autorul, că media a ajuns într-un hal fără de hal și că vor să scoată în evidență doar ce e mai rău și să sperie populația, să panicheze populația, să dezinformeze populația, ceea ce eu cred cu tărie. Bineînțeles, Dave Gurney a fost reticent la început, dar primind mai multe informații, găsește câteva lucruri cel puțin ieșite din comun și vede lucrurile din altă perspectivă, iar această altă perspectivă îl obsedează până într-acolo încât simte nevoia să știe din ce în ce mai mult și să rezolve el într-un fel cazul. Cu fiecare carte nouă mi se pare din ce în ce mai interesant cazul. Așa am spus, la prima carte super interesant, la a doua carte mamă și mai interesant, la asta și mai interesant, adică de-abia aștept să văd ce ne mai oferă John Verdon. Foarte mișto cazul, mi s-a părut genial. Mi-a plăcut faptul că și aici lucrurile au devenit un pic mai personale, pentru că avem un pic de-a face cu fiul lui, în cazul în care nu știți, mă rog, el a trecut printr-o chestie destul de nasoală la viața lui. Mi-a plăcut chestia asta și mi-a plăcut faptul că începe să realizeze și el că poate nu este în regulă modul în care se poartă, poate că uneori
ar trebui să aibă mai multă grijă și la sentimentele celor din jurul lui. Nu vreau să dau mai multe din casă, dar vă super recomand. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Continuăm seria. Una dintre seriile pe care le-am continuat, dar nu știu dacă ar fi necesar să vorbesc foarte mult despre asta, tocmai de-aia am lăsat-o la final, este seria Cormoran Strike. Anul acesta, la începutul anului, cred că știți foarte bine majoritatea dintre voi, pentru că am fost foarte entuziasmată, am citit cea de-a cincea parte din seria Cormoran Strike de Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling. Am făcut un reading vlog special pentru acea carte, îl găsiți în descriere, cu siguranță că nu mai este nevoie să vorbesc prea mult în afara faptului de a menționa încă o dată cât de mult mi-a plăcut. Și că am înțeles unele lucruri și că nu sunt supărată pe J.K. Rowling pentru modul în care a pus problema, deși suntem nerăbdători și așa ne place nouă, domne. Bă, vrem noi să se cupleze fata cu băiatul. Mă, dacă nu se cuplează fata cu băiatul, parcă avem așa o problemă și mă enervează chestia asta. De ce trebuie să se cupleze? Nu trebuie, frate. Dacă nu vor, să nu se cupleze. Cumva, o mai zic o dată, tot așa pentru univers, decât să se cupleze și să se despartă și să fie clișeul ăla tipic, mai bine să nu se cupleze niciodată. Ai auzit, universule? Așa să fie. Dragilor, acesta a fost clipul de astăzi. Sper din suflet că v-a făcut plăcere să fiți alături de mine. Și astăzi sunt tare curioasă care sunt seriile pe care le-ați continuat voi și pe care doriți să le citiți în continuare. Nu uitați să îmi scrieți în comentarii, să vorbim ca de obicei. Vă mulțumesc încă o dată. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Ne vedem data viitoare, să aveți o zi superbă! Pupi, pa!